În zadar aștept să se rezolvă cauza. În zadar aștept să se fie vindecat. Încât te mai lipești de lumea aceasta. Împreună cu mine. Căutăm pe Dumnezeu. Sunteți de acord? Slăviți să fie Domnul. Sunteți de acord, nu? Amin. Hai să ne ridicăm în picioare. Și rugăciunea aceasta, cred că fiecare dintre noi avem cauze. Fiecare dintre noi avem probleme și spune Dumnezeu, Doamne, atinge-te de ele, Doamne. În dimineața aceasta, Doamne, aducem bolnavi, Doamne. Aducem, Doamne, pe cei care sunt în suferință, Doamne. Aducem pe cei, Doamne, care sunt în lipse, Doamne. Aducem văduvele, Doamne. Aducem biserica din loc. Aducem conducerea, Doamne. Aducem, Doamne, ca Tu, biserica aceasta, Doamne, să-ți faci lucrarea Ta, Doamne. Vrem ca Duhul Tău să fie aici în mijlocul nostru, Doamne. Nu vrem altceva decât numai Duhul Tău, Doamne, să fie în mijlocul nostru. Slăvit să fie Dumnezeu. Am aici scris că fratele pastorul nostru să ne rugăm și pentru fata lui Fulgi, care 16 ani a avut ca un accident de mașină. Dumnezeu să atingă și Dumnezeu să ne dă putere părinților acolo și Dumnezeu să se atingă de fiecare în parte, slăvit să fie Dumnezeu. Dacă mai avem cauze deosebite pe care sunt agravante, o spunem că boală mai periculoasă sau dacă sunt cauze deosebite, eu cred că Dumnezeu lucrează, slăvit să fie Dumnezeu. Dacă sunt cauze deosebite... Am vrea să o aducem înaintea Domnului pe sora Lelica, a ieșit din spital, este acasă, dar nu se simte bine. Domnul să se atingă. Amin. Amin. Dumnezeu să se atingă și Dumnezeu să lucreze. Domnul să se atingă de fratele Meze, în spital, nu? Dumnezeu să se atingă de el. Dumnezeu să îi poartă de grijă și Dumnezeu să fie, să meargă la patul lui acolo și Dumnezeu să se atingă de el, slăvit să fie Dumnezeu. Și Dumnezeu să se îndure de fiecare în parte. Spune-mi ca Dumnezeu, Doamne, avem nevoie de Tine. Aduc și o cauză lui socrul meu pe care o cunoașteți fiecare, ca Dumnezeu să-i facă dreptate și Dumnezeu să lucrează El cum știe El, slăvit să fie Domnul. Toate lucrurile sunt la mâna Lui și spunem, Doamne, Tu ești Dumnezeu, Tu știi ce să faci, slăvit să fie Domnul. Și mulțumim Lui să avem gândul acesta, Doamne, vrem, Doamne, Te vrem pe Tine, a Tăi suntem, Doamne. Și în dimineața aceasta, toate cauzele, Doamne, toate problemele, Doamne, le lăsăm Ție, Doamne, și spunem, Doamne, rezolvă-le Tu cum știi Tu că este mai bine pentru noi, Doamne Iisuse. Slăvit să fie Domnul. Ridicăm mâna sus și spunem toate mâinile, Doamne, dimineața aceasta, care s-a ridicat, Doamne. Vrem, Doamne, ca Tu, Doamne, să le rezolvi cauzele noastre, cerurile noastre, problemele noastre, Iisuse. În dimineața aceasta, Doamne, atinge-ne de poporul Tău, Doamne Iisuse. Intrăm în rugăciune, Tată Iisuse, avem nevoie de Tine, Doamne.